Am primit mai multe sesizări la redacție legate de terasele care funcționează pe platou de marmură din fața prefecturii. Au fost verificate aceste terase, corespund? Cele două localuri funcționează pe baza declarației pe proprie răspundere. Într-adevăr, s-au făcut controle din partea Direcției de Sănătate Publică Sălaj. Din punctul nostru de vedere, îndeplinesc toate condițiile igienico-sanitare de funcționare. Dar terasa care este amplasată lângă școala Simion Bărnuțiu? Vorbim strict de local care are evident și terasa respectivă și acesta, din punct de vedere igienico-sanitar, îndeplinește toate condițiile de funcționare, deci din punctul nostru de vedere.